A, nu, nu. Iar avem un material cu ăștia mici de pe la țară, care merg la școală și la grădiniță prin pădure și prin noroaie. Nu, nu mai pot cu ăștia, frate. Numai să se plângă, știu. Cel puțin o dată pe săptămână se găsește cât un caz de ăsta. Toți au acum pretenții, vor să le treacă autostrada pe la poartă, știi? Cum bine spunea domnul ministru Ioan Rus acum vreo 2 ani. Să ne mai lase, domne, că mai avem și alte probleme în țara asta. Ei nu văd că toată ziua se fac dosare, se arestează oameni nevinovați, s-au găsit droguri și mașină de scris la PNTU, 4 milioane de români sunt afectați de dosariada asta a DNA-ului. Nu putem să stăm toată ziua de fundul lor, domne, să le punem lor asfalt pe uliță. Na, bine, hai, hai, acum dacă tot am început, să vedem ce vor și ăștia. Eu am fetița mică, băiețelul trebuie să le aduc la grădiniță și e important educația pentru ei. După Deal, așa se numește satul în care aproape 20 de copii merg la grădiniță sau la școală. Drumul este îngust și mai tot timpul plin de noroi, așa că microbuzul nu intră pe acolo. Este foarte greu cu schimburi după noi, cu un rând de haine bune pe dedesubt, cu altul pe deasupra, ca să-l putem să ducem curat la grădiniță. E, ce să spun, domne, educația e importantă și e noroi și microbuzul nu merge în sat. Păi nu merge asta, e, vreți să se murdărească pe roți, le spălați voi? Și-au pus-o pe femeie să-și ia copilul pe umeri și-au mai băgat și un cățeluș de la în cadru, printre cizmulițele alea oribile, pline de mizerie, să fie mai emoționant. Ce manipulare ordinară, domne. Drumul nu este lung, are doar 1,5 km. Ca să-l străbată, copiii și părinții pleacă de acasă cu cel puțin 1,5 ore înainte de începerea orelor. Nu, că m-am săturat, domne, toată ziua se plâng. Ia, gata, gata, hai că vine weekendul acum, ia să schimbăm noi foaia. Că de sărăcii de astea cu pretenții mi s-a luat. Uite aici un caz de oameni fericiți. Și-au luat copiii de la grădiniță și le-au trântit o petrecere frumoasă, domne, la restaurant, cu manele. Păi da, bravo, nene, ăștia s-au descurcat. Nu ca sărăntocii aia care stau cu mâna întinsă și visează la cai verzi pe pereți și asfalt în aur pe șosele. Maestre, ba! Da. Mamă, ce versuri! M-am apucat de rele de când eram mic, deci de pe la grădiniță așa. Asta a fost soluția să mă ridic. Excelent, maestre! Ați văzut? Unii așteaptă să-i ridice părinții pe umerii lor la propriu, nu așa? Iar alții învață, domne, cum să se ridice singuri în viață. Prin puterea infracțiunii, da, asta e. Că doar nu prin puterea logaritmilor. Mai dă-i încolo de logaritm, că nu-s bun la nimic. Cicala ca cichicea. Ia, că mai e, mai departe. Superb, domne, superb. Bravo, așa da. Versuri de-astea motivaționale, domne, nu panarame de-alea cu cizmulițe și noroi. Ia să se bage materia asta, manele la grădiniță, domne, cu lucrare de control la rele și la infracțiuni. Să vezi cum se ridică toată lumea. Să vezi cum nu se mai plânge nimeni în țara asta. Nu știu, totuși ați observat? Mi s-a părut așa că erau cam plictisiți copiii, nu prea gustau spectacolul pus la cale de părinți. Mi-e milă de părinții aia săraci. Au făcut și ei niște eforturi, nu? Niște sacrificii, că nu e ușor să aduci atâta valoare și talent la o petrecere. Te pomenești că ăștia mici voiau și ei o porcărie de-aia banală, cu costume, baloane, comicărie de-aia de la circ. Ce puișorilor, nu v-a plăcut? Ia hai, gata, data viitoare să scoateți alocația și să o lipiți pe fruntea lui nenea, da? Păi cine nu halește toate manelele din farfurie, nu mai pupă serbare. Ei, drăcie!